Drona este o invenție uimitoare a omului. Datorită apariției sale, am văzut multe lucruri care ne sunt familiare, dintr-un unghi total neașteptat. De asemenea, am tras cu ochiul acolo unde o cameră obișnuită nu ar fi avut acces. Conform statisticilor, în lume sunt înregistrate oficial peste 6 milioane de drone. În fiecare an, numărul lor crește, ca și numărul videourilor care provoacă o gamă largă de emoții, de la surprindere și curiozitate până la frică și șoc. Astăzi am adunat pentru voi 20 de videouri care merită toată atenția voastră. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Există oamenii care primesc plăcere zburând cu drona pe deasupra zonei taiga. Nu e clar ce vor să filmeze în afară de copaci, dar o astfel de pasiune ne-a dăruit un video foarte curios. Într-o zonă de câmpie, drona a capturat o figură care alerga pe două picioare. Nu părea a fi om. Creatura ciudată se mișca cu pași uriași. După ce a fost descoperită, s-a ascuns rapid în pădurea densă. Cum credeți, prieteni? Ce a fost asta? Scrieți-ne în comentarii! Un celebru actor din Rusia, Artyom Tkachenko, era în vacanță în Bahamas cu niște prieteni. Nimic nu prezicea necazul, dar la 70 de metri de mal, Artyom s-a dovedit a fi înconjurat de un grup de rechini flămânzi. Au fost observați de prietenul lui Artyom cu ajutorul dronei. Cine știe cum s-ar fi terminat acest video dacă prietenul lui Artyom ar fi îndepărtat camera în altă parte. Dacă oamenii nu ar fi inventat drona, această biată bătrânică așa și-ar fi zăcut în acest câmp imens. Anul trecut, undeva în Statele Unite ale Americii, Miss Allwood a călcat pe o parte și și-a deteriorat tendoanele, iar articulația a migrat din poziția sa inițială. Din cauza vârstei sale, bătrâna pur și simplu nu putea să continue să meargă. Să strige după ajutoare era inutil pentru că câmpul era de câteva hectare. Din fericire, pe deasupra zbura o dronă a unuia dintre locuitorii satului vecin. Anume, cu ajutorul dronei a observat-o pe Miss Allwood, care stătea în lanul de porumb. Deja peste o oră, pe loc au ajuns salvatorii care au ajutat-o pe bătrână să ajungă cu bine acasă. Probabil că fiecare dintre noi își amintește baza militară din GTA San Andreas, care era și cimitir pentru avioane. Ce ar fi dacă v-aș spune că acest loc există în realitate? Este situat în apropierea bazei militare Davis Mountain, în Arizona. Pentru vizitatorii obișnuiți, intrarea este strict interzisă. Dar dronele, oare trebuie să-și ceară voie? Datorită zborurilor acestora, am reușit să obținem imagini de înaltă calitate a acestui cimitir de fier. În prezent, pe teritoriul bazei se află peste 4.000 de aeronave. Este o priveliște incredibilă, mai ales că jumătate dintre ele sunt încă utilizate. Este greu de crezut, dar pandemia COVID-19 a început cu mai mult de 3 ani în urmă. În cele mai dificile zile pentru planeta noastră, orașele mari precum Las Vegas și New York au fost în lockdown. Necătând la asta, Justin, în vârstă de 15 ani, avea posibilitatea să iasă afară. Drona lui însă a filmat ceva, ce poate să ducă în depresie orice optimist înrăit. Pe aceste cadre putem observa cum în Manhattan aveau loc înmormântări de grup. Acum, în 2023, ne pare că sunt niște cadre dintr-un film post-apocaliptic, dar numai cu 3 ani în urmă așa proceduri erau ceva obișnuit, mai ales pentru megapolisurile mari ale Europei și Statelor Unite ale Americii. Ceva asemănător a fost postat de un utilizator al Twitter-ului, ci că explorând terenul muntos cu drona sa, a descoperit această priveliște neobișnuită. Un chip cioplit în stâncă. Nu știu dacă e fake sau nu, dar arată incredibil. Voi cum credeți? Imaginile sunt adevărate? Necătând la aspectul inofensiv și chiar un pic comic, cangurii sunt niște animale extrem de agresive. În asta s-a asigurat această dronă care filma niște canguri pe un câmp. Spre deosebire de o mulțime de videouri cum atacă oamenii, acești canguri au atacat o dronă. Ceva nou, nu a fost destul de rapidă să evite loviturile care pot să aducă pagube serioase chiar și unui om matur. Probabil că cel mai neobișnuit scenariu filmat cu o dronă a fost inventat de Pierre Williams din Las Vegas. El s-a învățat să filmeze videouri incredibile cu avioane care iată trebuie să aterizeze în orașul lui natal. Drona plutește deasupra avionului la o altitudine de 3 km, după care face un looping în ajutorul lui. Nu știu ce părere au piloții despre asta, dar urmăritorii lui sunt încântați, căci înainte nimeni n-a filmat avioanele de unghiuri atât de fenomenale. Ce lucruri neobișnuite ascunde Bolivia? Este o țară obișnuită care e renumită pentru câmpurile sale imense, dar totuși ceva neobișnuit a fost filmat.
O dronă în zbor a filmat un animal ciudat, de o culoare violet închis, care seamănă cu o încrucișare dintre taur și oaie. Autorul videoului a numit ființa Chupacabra. Interesant e că experții așa și n-au reușit să identifice specia exactă a acestei creaturi. Poate e o formă încă necunoscută de viață. Voi cum credeți? Ce poate fi mai epic decât salvarea unei drone care cade de la etajul 5, în direct? Această scenă a fost filmată de o dronă care a început să aterizeze chiar în mijlocul unui râu. Băieții nu s-au pierdut și au depus mult efort ca să salveze tehnica scumpă. Ce ați făcut voi în locul lor? Cursa contratimp, anume așa a numit videoul autorul acestuia. Vara fierbinte a dus la un incendiu unui câmp enorm de grâu. De câteva săptămâni nu căzuse un strop de ploaie și flăcările înghițeau rapid spicele uscate. Fermierul se afla în câmp și n-a înțeles deodată ce se întâmplă. El a încercat să-și salveze roada. Mulți colegi de-ai lui zic că e un miracol că a reușit să facă asta, știind cu ce viteză se răspândește focul pe iarba uscată. Încălzirea globală și poluarea oceanelor lumii pot duce în viitor la consecințe ireparabile pentru planeta noastră. Doar imaginați-vă ce va fi cu planeta noastră în 20 de ani, dacă deja acum se întâmplă iată asta. În timpul zborului deasupra zonei Bangladeshului, drona a filmat o imagine într-adevăr terifiantă. La mal au fost aruncate peste 30 de balene, care, judecând după cadre, nu mai erau în viață. Cel mai probabil că n-au reușit să supraviețuiască în așa condiții groaznice, ceea ce vorbește despre consecințele ireversibile care deja se întâmplă. Aeroporturile moderne sunt dotate cu un sistem special care permite să blocheze toate vehiculele aeriene fără pilot, pe o rază de 400 de metri. Dacă nu ar fi existat, videouri de genul ar fi existat cu mult mai multe. Când o aeronavă canadiană ateriza, s-a întâmplat un incident, care doar ca prin minune nu a dus la o catastrofă. Avionul a lovit o dronă care plutea în aer, căutând unghiul perfect pentru filmarea aeroportului. Ca rezultat, drona a fost distrusă, iar aripa avionului a fost deteriorată. Slavă Domnului că aeronava era deja la o înălțime mică și incidentul n-a cauzat dificultăți la aterizarea aeronavei. Ați văzut vreodată o armată adevărată de lelieci? Nu? Ei bine, proprietarul unei drone a filmat un video pur și simplu incredibil. O mulțime de șoareci înarepați migrează dintr-o peșteră în alta. De obicei se întâmplă noaptea. Este surprinzător să captureze această imagine dis de dimineață. Autorul videoului le-a arătat asta specialiștilor și ei au fost încântați. Conform estimărilor preliminare, în video sunt implicați mai mulți de 1 milion de lelieci. Wow! Ce dacă nu totul e așa cum ni se pare? Haideți să examinăm muntele Rushmore. Cu toții știm că acest monument gigantic, ce reprezintă 4 președinți americani, este un loc iconic, dar ați știut că ascunde o cameră secretă? În spatele capului lui Abraham Lincoln există o cameră secretă cu un scop uimitor, pe care nu toți îl cunosc. În timpul creierii acestei sculpturi, Goodson Borglum avea planuri foarte mari. El avea de gând să lucreze în piatră toată istoria Americii, dar complexitatea proiectului l-a făcut să renunțe la această idee ambițioasă. În schimb, s-a concentrat asupra sălii de înregistrări, o cameră secretă în care se păstrează istoria SUA. Propunerea lui Goodson de a crea o cameră care a fost acceptată de guvern în care se păstrează cele mai importante documente precum Declarația de Independență, Constituția și Bill of Rights. Dar camera rămânea neterminată la sfârșitul anilor 90. Proiectul a fost reluat. Au fost adăugate panouri care ilustrează momentele chei din istoria Americii și biografia lui Goodson Borglum însuși. Totul a fost închis înăuntru unui depozit de titan. Această cameră secretă poate oferi societăților din viitor, poate peste mii de ani, înțelegere profundă a istoriei americane. O idee captivantă, nu-i așa? Balenele sunt unele dintre cele mai mari animale de pe planetă. Cine poate să fie un pericol pentru ele? Desigur că balenele ucigașe. În acest video puteți vedea cum acești killeri au decis să atace 2 balene cu cocoașă în Oceanul Atlantic. S-ar părea că balenele ucigașe sunt mai rapide, mai agile, adică cele cu cocoașă s-ar părea că sunt condamnate la moarte. Dar nu era cazul. Giganții marini au făcut față prădătorilor și au rămas în viață.
Lacurile din California sunt celebre pentru flora și fauna unică pe care o dețin. În apele lor trăiesc pești care se întâlnesc doar pe acest teritoriu. Anul trecut, locuitorii lacurilor au început să dispară, fiindcă din cauza căldurii pur și simplu nu aveau hrană. Zoologii au inventat o metodă interesantă de hrănire, filmată de una dintre dronele care zbura pe alături. Spre deosebire de modurile tradiționale, ei lansau tone de pește mic din aeronave. Da, așa bufet suedez sigur va rămâne în amintirea locuitorilor subacvatici din California pentru multă vreme, deși se zice că peștele are o memorie doar de 3 secunde. Munții Pakistanului sunt considerați unii dintre cei mai periculoși din lume. Prezintă pericol chiar și pentru așa profesioniști precum irlandezul Rick Allen. În timpul unei coborâri a avut loc o avalanșă care a distrus tabăra de corturi, unde s-a oprit alpinistul cu tovarășii săi. Ei așa și ar fi rămas la înălțimea de 780 de metri dacă nu era drona care filma acele stânci. Văzând că alpiniștii au nevoie de ajutor, proprietarul dronei a chemat salvatorii, care nu i-au lăsat să înghețe pe munții Pakistanului. Acum o să vă povestim despre ceva cu adevărat interesant, și anume despre căutarea unei persoane cu ajutorul dronei. În pădurile Australiei, anul trecut s-a pierdut un copil. Băiețelul de 8 ani s-a îndepărtat de grupul de turiști și s-a pierdut în pădurea densă. Familia copilului a observat prea târziu că micuțul lipsește, de aia a fost imediat luată decizia de a implica salvatorii. Mai mult de 600 de oameni au căutat teritoriul Parcului Național, dar nu au găsit urmele copilului pierdut. Atunci, unul dintre participanți a intervenit. Cu ajutorul dronei sale a găsit copilul, care stătea lângă o peșteră mică. Din fericire, băiețelul supraviețuise, deși era foarte slăbit. Căutările au durat în sine 2 zile întregi. Japonia este o țară incredibilă care atrage turiști din toate colțurile lumii. Necătând la toate locurile populare, mai există și unele într-adevăr înfricoșătoare, parcă rupte dintr-un film horror. De exemplu, insula fantomă Hashima. Din 1975 trăiesc oficial 0 oameni. Cauza este închiderea minelor de cărbune care în anii 40 păstrau insula în viață. Acum Hashima este locul de care se tem chiar și cei mai periculoși turiști. Nuanțele cenușii și senzațiile neplăcute. Această combinație îi sperie pe oameni. Un vlogger a filmat orașul cu ajutorul dronei sale și, sincer vorbind, chiar și pe mine mă iau fiorii reci de la aceste imagini. În anul 2015, o dronă a încălcat dreptul de viață privată a unui bărbat din zona rurală. Pentru asta a fost trimisă în KO cu ajutorul unei puști vechi încărcate cu sare. Noroc că a rămas întreagă. Videoul a fost restabilit și nu pot înțelege dacă e vesel sau trist, sau ambele în același timp. Voi cum credeți? Scrieți-ne părerile în comentarii! Următoarele cadre neobișnuite filmate cu o dronă sunt din Peru. În această zonă muntoasă, cutremurul este un lucru obișnuit. Cu toate acestea, rare ori se termină cu alunecări puternice de teren în care cineva dispare fără urma. Asta s-a întâmplat cu un patruped pe nume Jackie, care a fost despărțit de stăpânii săi de stânci. Animalul de companie a stat o zi întreagă pe o pantă greu accesibilă, așteptând sosirea salvatorilor. Au reușit să coboare în siguranță câinele doar cu ajutorul unei drone puternice, care a fost condusă de un adevărat profesionist în domeniu, un locotenent al poliției care se ocupă de astfel de cazuri. Așadar, dronele sunt o invenție unică a oamenilor. Orice n-ar zice lumea, apariția lor în domeniul public a extins posibilitatea filmărilor. Pe internet mai puteți găsi o mulțime de videouri filmate cu ajutorul dronei. Prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă la canalul nostru, apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!